Anul 2024 a fost expus pe platforma online în perioada 12-17 ianuarie 2024, o perioadă foarte scurtă pentru cetățenii Brăilei care au avut interes pentru acest buget și pot să mai spun că nu a fost prezentat tot proiectul pe platformă. Mai fac mențiunea că această ședință a fost programată în privă prin prisma importanței acestui proiect pentru cetățenii Brăilei și din următoarele argumente. Știind că în 2023 domnul primar Dragomir a lăudat bugetul din acel an, azi observ că prezentul proiect de buget este dat pe repede înainte în Consiliul Local, deoarece este un proiect rușinos din care lipsesc investițiile noi care să aducă un plus de valoare municipiului Brăila în 2024. O situație rușinoasă este că secțiunea de funcționare este mai mare decât secțiunea de dezvoltare în acest buget. Și cred că una din explicații este mărirea taxelor locare, taxa de gunoi sau alte taxe, pentru ca domnul primar să justifice majoritatea salariilor angajaților bugetari. După cum am observat în prezentul proiect, secțiunea de funcționare a crescut de la 2023, de la 347.538.550 de lei, la 459.436.430 de lei, și observăm că în 2024 veniturile proprii au scăzut de la 503.642.940 lei la 396.411.320 lei. Cum ne explică domnul primar această scădere? Vă întrebare. Dacă domnul primar se lauda în februarie 2023 cu investiții în străzi, transport, școli, acum observăm un proiect prezentat că nu mai sunt investiții noi, se continuă cu proiecte începute în anii precedenți pentru renovări, dotări în grădinițe, școli, sănătate, clădiri, etc., deoarece acestea nu au fost terminate. Observăm proiectele noi din bugetul prezentat, care nu sunt așa de importante pentru municipiul Brăila sau pentru satisfacerea cetățeanului brăilean, vă pot spune că în prezent sunt proiecte de reparație la instalația de frig la patinoar, de achiziții mașini, echipamente, mobilier, ca în fiecare an. Nu pot da un răspuns domnului primar de ce nu sunt cuprinse proiectele care să satisfacă necesitățile cetățenilor în prezentul buget. Ne poate da un răspuns domnul primar de ce nu sunt cuprinse proiectele care să satisfacă necesitățile cetățenilor în prezentul buget? Cu privire la investițiile din fonduri europene, nu am văzut nimic din acest proiect, Cea mai mare pondere din prezentul proiect prezentat este pentru investițiile începute, respectiv proiecte de finanțare din fonduri externe de 27.616.220 lei, iar din această sumă, Castelul de Apă are alocat 25.160.070 de lei, restul pentru investiții în facilități pentru agrement și locuri pentru joacă, o sumă foarte mică față de cerințele cetățenilor brăileni. Am observat că în prezentul buget sunt prevăzute 3 investiții noi pentru hrubele din grădina publică, centrală panou fotovoltaice și nava de pasageri la Cusărat. Rușinos mai este faptul că în prezentul buget nu avem proiecte noi de finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională, proiecte noi cu finanțare reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferente PNRR. Domnule primar, Dragomir, ce puteți să ne spuneți în această privință? Mulțumesc! La domnul Sandu, ca să zic așa, ori în ce a citit încă nu pot să-mi dau seama ce ați vrut să spuneți de fapt. Conform prevederilor legale, bugetul primăriei municipiului Brăila trebuie să stea în dezbatere publică la fel ca în toți anii 30 de zile, iar domnul secretar Drăganion vă poate confirma că a fost în dezbatere publică 30 de zile. Este corect, domnule secretar? Da, am aici anunțul prin care s-a, de pe data de 12 ianuarie, a fost publicat pe... Este greșit, numai 5 zile a fost, ar putea să faci ceva pe el. Ce să faci pe el, domnule? Domnule, cum adică să faci ceva pe el? Iar râdeți, domnule, cu asta. Ceva Vreau să precizez faptul că dezbaterea publică este de pe data de 12 ianuarie, iar propuneri, sugestii, opinii și contestații se pot face până pe data de 27 ianuarie, așa cum este pe anunțul acesta. Doar că
acesta este un anunț pentru cei care doresc să facă aceste propuneri din afara aparatului administrativ. Dumneavoastră, în calitate de consilier, puteți face amendamente și propuneri oricând. Inclusiv acum în ședință. Domnule consilier, să vă mai rog ceva. Eu știu că vă bucnește râsul la ședințele de consiliu. Știu lucrul acesta. Am observat că râdeți de foarte multe ori. Dar am să vă mai rog să nu vă mai exprimați în plenul consiliului cu să facem ceva pe el. Sunteți consilieri municipali, plătiți din bani publici. Nu mai faceți nimic pe nimeni. Spuneți, domnule, să depunem amendamente, să avem inițiativă. Nu să facem ceva pe el. Că este bugetul municipiului Brăila, domnule consilier. Și acum revenind, tot dumneavoastră vă contraziceați. Ați spus așa, lipsesc investiții. Apoi a spus că sunt investiții. A spus că secțiunea de dezvoltare este mai mică decât secțiunea de funcționare. Apoi a zis invers. Dar un singur lucru vreau să vă întreb. Domnule consilier, când anul trecut secțiunea de dezvoltare a fost de 61% și secțiunea de funcționare de 39%, atunci de ce n-ați votat bugetul? Că nici atunci nu l-ați votat. Acum este, într-adevăr, sunt apropiate. Dar să știți că dacă mai luăm banii de asfaltări din secțiunea de funcționare și trecem ca investiție sau ca beneficiu într-o investiție din secțiunea de dezvoltare, ele sunt egale. Dar oricum dumneavoastră nu ați fi votat bugetul, ci ați fi căutat permanent o motivație pentru a nu-l vota. Apoi o să ne spuneți, că, așa cum ați mai zis mai devreme, că n-ați avut timp să depuneți amendament. Domnule consilier, o să vă fiu foarte direct. Eu am discutat cu cei de la economic și cu domnul secretar să nu aprobăm bugetul în ședință extraordinară, ci în ședință ordinară. Cu 5 zile înainte, ca să aveți mai mult decât 3 zile timpul necesar. Dar am constatat că Ministerul Educației nu a transmis costul standard per elev. Domnii de la inspectorat erau plecați la Bruxelles, în vacanță. Și de la școli au trebuit să așteaptă să se întoarcă cei plecați la Bruxelles în vacanță ca să poată să ne transmită costul standard per elev. Și din acest motiv, când am primit costul standard per elev, a doua zi am terminat bugetul și apoi l-am transmis către dumneavoastră. Și colegii de la economic, buget, finanțe, au rămas până noaptea târziu ca să poată să fie transmis bugetul și ați văzut și dumneavoastră că într-adevăr s-a lucrat și l-au transmis la oră târzie, tocmai pentru că lipsea costul standard per elev, pentru că inspectorul școlar general și cu ajuntea erau plecați la Bruxelles. Și n-au avut timp să ocupe de lucrurile acestea. A spus dumneavoastră, e important să pleci și acolo. Apoi ați mai spus la un moment dat, tot dumneavoastră, că nu sunt bani în buget. Dar mai devreme, la punctul anterior, a spus că primăria municipiului Brăila e bogată și are bani. Și atunci iar v-ați contrazis. N-am reușit să vă înțeleg. Ați mai spus după aceea că nu sunt în buget investiții cu fonduri europene. După care ați început să le citiți. Nu v-am întrerupt, vă rog frumos, vă dau cuvântul. După vorbim pe rând, civilizat, așa este frumos. Apoi a spus că nu sunt bani pentru investiții la parcurile de joacă. Sunt și acolo niște sume, domnule consilier, cum vă exprimați dumneavoastră. Dar nu mai sunt cele de anul trecut, ca urmare a faptului că primăria municipiului Brăila a reabilitat aproape toate parcurile de joacă din municipiul Brăila și mai sunt doar câteva de construit noi sau de reabilitat. Ca urmare, și dumneavoastră, dacă noi le-am finalizat, de ce să mai punem bani la ele? Că majoritatea mai sunt și în garanție. Apoi am să vă mai spun un lucru foarte interesant pe care mi l-am notat mai devreme. Așa cum ați observat și dumneavoastră, în bugetul, avem bugetul de dezvoltare și bugetul de funcționare. Să știți că în bugetul de funcționare nu sunt doar banii de salarii, așa cum vă place dumneavoastră să spuneți. Sunt banii pentru iluminatul public, domnule consilier. Sunt banii pentru întreținerea și asfaltarea străzilor, domnule consilier. Sunt bani pentru reparații la anumite obiective de interes public, domnule consilier. Tot în bugetul acesta de funcționare, domnule consilier, sunt banii pentru subvenții la transportul elevilor. Și sunt sume mari. Sunt bani de burse pentru elevi. Nu sunt bani pentru salarii. Sunt bani pentru tot ceea ce este de interes public în municipiul Brăila. Revenind la bugetul de dezvoltare,
vă spun așa. 65% din bugetul de dezvoltare este reprezentat de proiecte cu fonduri europene. 56,4 milioane de euro sunt fondurile europene pe care le regăsiți în bugetul de dezvoltare. 65% din bugetul de dezvoltare sunt proiecte cu fonduri europene. Pentru că de foarte multe ori îmi face plăcere să vorbesc de atenția pe care o dăm elevilor, tinerilor, o să vă spun așa. Anul acesta cred că avem cel mai mare buget de investiții în grădinițe, școli și licee de când sunt eu primar. 13,1 milioane de euro sunt bani din fonduri europene pentru investiții, modernizări, dotări în grădinițe, școli și licee. Din totalul de 16,1 milioane de euro, ceea ce înseamnă că 81% din investițiile în școli sunt realizate cu fonduri europene, domnule consilier. Bineînțeles că sunt multe de spus, dar pe dumneavoastră oricum nu vă interesează, pentru că de fiecare dată căutați un pretext pentru a nu vota bugetul. Să știți că este opțiunea dumneavoastră. Nimeni nu vă poate obliga pe dumneavoastră consilier să votați sau să nu votați bugetul. Decizia vă aparține, dar am o singură rugăminte. Nu încercați să spuneți pe de o parte că nu sunt proiecte cu fonduri europene, când eu v-am spus și banii care sunt alocați. Lista detaliată a tuturor se regăsește în lista de investiții și în bugetul de investiții și la aveți și dumneavoastră. Și sunt în acestea detaliate proiectele în continuare, dar și proiectele noi și se văd toate dintre ele. În rest, să știți că, așa cum și mai devreme, la un moment dat, fiecare va da socoteală, nu neapărat în fața alegătorilor, ci în fața propriei conștiințe pentru ceea ce face în Consiliul Local. În buget, ca investiții noi, sunt 3 clubele Brăilei, centrală panouri fotovoltaice și navă de pasageri. Restul sunt proiecte care sunt pornite din 2021 sau din anterior, din bugetele anterioare. Adică proiecte noi, la asta m-am referit aici. Ce proiecte noi putem să facem pentru satisfacerea cetățeanului brăilean? Mulțumesc! Da. Să știți că din a treia pagină, a patra, a cincea și până la jumătatea celei de șasea pagini, sunt doar proiecte noi la școli, domnule consilier. Sunt doar proiecte noi la școli de investiții.